Bună ziua, ia spuneți. Și nu l-ați oprit? Cadrele de ordine și București se adaugă și cele infractoare din Ploiești. Le veți da înapoi. Știți cum se aude? Este un atac terorist fonic împotriva cetățenilor români de către forțele de ordine slab pregătite. Pe deasupra veți mai duce și în depresie populația României și o veți îmbolnăvi că aveți probleme psihiatrice. Așa au făcut și cadrele de ordine din București, care se consideră o autoritate și nu verifică, nu cercetează. Deschid plângeri nefondate și țipă și urlă în ambele județe. Drepturile cele și Constituția României.